Cele judecăți s-a învânturat împreună. Ce de bătălii, senin și fără interes, cu patimă și cu interes și toate cu așa. Paharnice! Scumpa dumneavoastră sănătate! Abia mă mai țin picioarele, Maria ta. Păi schimbă-le cu ale mele. Timă-i omule tânăr, voinic, ca un brad și ca mine. O leacă piciorul, o leacă de căldură, o leacă încheieturile, o leacă răsuflarea, dar încolo aproape nimic. Nu vrea să iasă. Nu vreau să vrea să iasă. Și de ce aș vrea? Să spui feciorului tău să nu stea cu capul în jos. Signore, brațul. Pe cine să vezi? Pe tine te mai așteptam. Vrei caldă și nădușită, așteaptă să se răcească. Ce trisăriți? Da, văd o doamnă care se plimbă pe lângă castel. Nu e nimeni, Maria ta. Nimeni? Da, da, Șnilda, n-ai grijă. Voi fi al tău sau al doamnei? Al doamnei? Al doamnei Maria, Maria ta. Maria și Moldova e tot una. Ostași, boieri, curteni, v-am adunat aici să stați mărturie după ce noi mai fi. Sunt 47 de ani, mult și puțin, de când Moldova îmi ieși înainte cu mitropolit, episcop, egumen, boieri, răzăși și sărani, în timpul de la directate și cum vru Moldova, așa vrusei și eu. Că vruia un domn drept și n-am despoiat pe unii ca să îmbogăsesc pe alții. Că vruia un domn treaz și-am vegat ca să-și odihnească sufletul ei ostenit. Că vruia ca numele ei să-l știe și să-l cinstească cu toții și numele ei trecu granița de la Cafa până la Roma ca o minune a Domnului nostru Iisus Hristos. Numele tău, Maria ta! Așa e! Nu! Eu am fost biruit la Războie și la Chilia, Moldova a biruit pretutindeni. Am fost norocul, a fost tăria. Sunt bătrân. O, pădure tânără! Unde sunt moșii voștri, presărați la Orbic, la Chilia, la Baia, la Lipnic, la Soci, pe Tereajin, la Rahova, la Războieni? Unde sunt părinții voștri, la Cetatea Albă, la Cătlăbuci, la Scheia, la Cosmin, la Lențiș? Unde sunt bătrânul Manuil și Goian și Știbor și Cânde și Dobrul și Gangur și Gotcă și Ilea Hurucomisul și Dașboc Pârcălabul și Oană și German și Fiara Paloșului Boldur? Pământ și pe oasele lor s-a așezat și stă tot pământul Moldovii ca pe umeri unor uriași! Am cercat să unesc apusul într-un gând zicând că sunt creștin. Și trimișii mei au bătut din poartă în poartă rugându-se mai mult pentru ei ca pentru noi să lase războaiele de zavistie și să se ridice împotriva primejdii obștești a creștinătății. Le trebuia un om? Era. A fost. Acum e bolnav.
Văzând că rămâi cu făgăduirile, am căutat să unesc răsăritul și am trimis la unguri, la leși, la libani, la ruși, la tătari. Au făcut cărări bătând drumurile puse oamenii mei și degeaba. Doamne, Tu singur știi ce a fost pe inima mea când Tine am crezut și că nicio deșertăciune nu s-a lipit de sufletul meu, că am stat zile clintit în fața păgânilor, dar toți m-au părăsit. Doamne, osândește-mă după păcatele mele și nu mă osândi de pacea cu turcii spre mântuirea sărmanului meu popor. Botane, turcii sunt mai credincioși ca creștinii cuvântului dat. Țineți minte cuvintele lui Ștefan, care v-a fost baci până la adânci pătrânețe, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu a voastră, ci a urmașilor voștri. Și a urmașilor voștri în veacul vecilor.